Galeriile de artă din Râmnicu-Vâlcea, neîncăpătoare pentru reprezentanții societății civile veniți să susțină cea mai bună variantă de lucru pentru autostrada Sibiu-Pitești din culoarul 4 pan-european. Specialiștii prezenți au încercat să lase subiectivismul deoparte și să abordeze lucrurile din punct de vedere tehnic și economic. Printre invitați și Petre Răcănel, președinte al societății civile din România, și Adrian Izvoranu, reprezentantul patronatului din industrie, servicii și comerț. Vâlceanul George Rotaru a prezentat toate cele 5 variante propuse de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale, indicând și localitățile prin care vor trece. Ideală, cea mai bună ierarhie ar fi traseul Domnitorilor. Haideți să vi-l spun, nu e trecut pe hartă. Traseul Domnitorilor este următorul, de pe timpul lui Mircea cel Bătrân și până pe la când a venit regele Carol I, a schimbat puțin problema, n-a mai luat-o pe drumul Domnitorilor și a mers puțin pe Valea Drăganului, pe acolo, prin zona aia. Vascovele au urcat la Grajdu, dacă știți, acolo era punctul unde dejugau caii și normal se ducea mai departe. Dar drumul Domnitorilor ar fi centrul Piteștiului, mă rog, așa este el trecut în hărți, centrul Piteștiului, pădurea Tribale, absolut toată pădurea Tribale, până în dreptul unității militare Valea Ursului, dar prin pădure, pe deal. Se continuă, acolo e un sas, se cheamă Lucuieni, se continuă numai pe deal, foarte interesant lucrul acesta, nu se face nicio expropiere, până la Lintești. Iese la Lintești, aici sus, la stația aceea de benzină. Vreau să vă informez că toate eforturile care s-au făcut, atât la nivel național, prin reprezentanții noștri, e și normal că să fie exonerat pe cerința aceasta ca autostrada să treacă cât mai aproape de Râmnicu-Vâlcea, de zonele de interes ale noastre, adică de Călimănești, de Brezoi, de zona Vâlneasa. Zona aceasta noastră, dintre Pitești și Valea Vâlcului, deci spun numai de la Pitești și Valea Vâlcului, este o zonă care urcă de la câmpie, la zonă subcarpatică, zonă de dealuri, și coboară în Valea Vâlcului, care este cea mai joasă sau cel mai jos culoar de trecere din spre Transilvania, spre sudul Carpaților Meridionale. Corupția, Ministerul Transporturilor de 26 de ani este corupt până în măduva oaselor. Toți miniștrii de transporturi au comis fapte grave de corupție, sunt acuzați, nu dau nume că nu are semn, dar am curajul să vi le dau, dar nu de asta am venit aici. Și din această cauză, în ultimii 26 de ani, n-am reușit să construim aproape nicio autostradă ca lumea de la A la Z, s-au furat banii țării și așa mai departe. În următorii ani și cât mă costă să o țin funcțională în următorii ani? Păi dacă șoseaua aia, varianta aia care trece pe acolo, pe sub munte, va trebui dezăpezite de două ori pe zi, utilaj greu. Dacă viteza de deplasare trece pe nu știu ce vale, care e tot timpul în ceață, și orice s-ar întâmpla, n-am cum să merg cu 130 la oră, pe o ceață de văd la 20 de metri. Și atunci mă obligă. E ce s-a întâmplat cu autostrada Soarelui. Minunată, frumoasă, dar numai când e soare e bună. Participanții au semnat un document prin care solicită adoptarea variantei 4, care presupune că autostrada să treacă de la Ticveni la Badislava, Runcu, Dăești, Călimănești, de fileul Oltului, Sibiu. Doar 3 parlamentari, Cristian Buican, Dan Nițu și Adrănel Cotescu, au asistat la dezbaterea publică și au luat cuvântul. Nimeni nu a vorbit despre varianta inițială, adoptată deja în anii 1997 și transmisă către Comunitatea Europeană.